Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Eli Roman, urmărit special B1 TV. Cel mai recent sondaj realizat de Curs în capitală arată că PSD conduce în preferințele politice ale electoratului. Când vine vorba despre funcția de primar general, Nicu Șordan are prima șansă în cazul în care PSD și PNL vor avea candidați separați, având un mic avans față de candidata PSD, Gabriela Firea. Premierul Ciolacu a fost ocupat în acest weekend cu o vizită de lucru în Ardeal și a lansat o provocare fierbinte conducerii UDMR. Ba chiar a ținut să sublinieze faptul că niciodată nimeni nu va împărți Ardealul. Reacția UDMR-iștilor o veți afla pe parcursul emisiunii noastre. Până ce marile partide își vor stabili candidații, vedem că Aur și George Simion se pregătesc de alegerile parlamentare și iau în calcul inclusiv varianta în care vor să ajungă la guvernare fără alte alianțe. Acum ne și întrebăm, cine să facă alianță cu ei? Vedem, pentru că se fac calcule politice, toate cărțile sunt pe masă, iar invitații mei și ei dumneavoastră de la această oră sunt George Rupă, consultant politic. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara. Și spun bun găsit și avocatului Constantin Durgheu, avocat specializat în drept penal. Bună seara, domnule avocat. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Haideți să vedem cum arată cel mai recent sondaj Curs realizat în capitală pentru a vedea cum pornim această dezbatere cu o diferență foarte strânsă între Nicu Șordan și Gabriela Firea într-o confruntare la primăria București. Potrivit sondajului Curs, dacă alegerile locale ar avea loc săptămâna viitoare, PSD ar obține în Consiliul General al Capitalei 34% din voturi, urmat de Alianța Dreapta Unită cu 23% și PNL cu 16%. Pe locul 4 s-ar situa AUR cu 13%, urmat de SOS România cu 6% și PUSL cu 5%. Doar 50% din totalul respondenților au exprimat o opțiune, restul fiind fie nehotărâți, fie declarând că nu intenționează să voteze. Pentru funcția de primar general, Nicu Șordan pornește cu prima șansă. El ar fi ales de 36% dintre bucureșteni. Pe locul 2 s-ar situa Gabriela Firea cu doar 33%, desigur dacă ar mai candida la primărie din partea PSD. Pe locul al treilea s-ar situa Cristian Popescu Piedone din partea PUSL cu 10%. Trebuie menționat că varianta Piedone a apărut spontan în răspunsurile alegătorilor, acesta nefiind listat în chestionarul celor de la Institutul de Sondare. Candidatul PNL, Sebastian Burduja, ar obține doar 8% la egalitate cu reprezentantul AUR Mihai Enache. Cât despre Diana Șoșoacă, ea ar fi votată de numai 5% dintre alegătorii din București. Sondajul a fost realizat în perioada 9-23 februarie pe un eșantion de 1067 de persoane, iar metoda de culegere a datelor a fost față în față. Marja de eroare este plus-minus 3%. O diferență foarte mică, iată, între Nicu Șordan și Gabriela Firea într-o confruntare la primăria Capitalei. George Rupă, ce atrage atenția în acest sondaj Curs sau ce ți-a atras atenția? Păi, în primul rând, faptul că ne apropiem de alegeri, au trecut mai bine de 3 ani de la ultimele alegeri locale și Nicu Șordan, în ciuda faptului că a fost atacat în această perioadă de majoritatea partidelor mari, chiar și de cele mici, reușește să se mențină la un procent foarte bun, a zice eu. Ne uităm la doamna Firea, e la 3-4% în spatele Nicu Șordan, dar doamna Firea nu va fi candidatul Partidului Social Democrat la primăria Capitalei, pentru că nu dorește Marcel Ciolacu. Nu e după cum vrea doamna Firea, e după cum vrea domnul Marcel Ciolacu. În orice caz, chiar dacă doamna Firea ar candida, ceea ce, repet, nu se va întâmpla, domniei sale va fi foarte greu să convingă electoratul liberal să o voteze. Chiar dacă vor veni domnul Ciucă, domnul Bode și vor transmite mesajul că o susțin pe doamna Firea, mie mi-este greu de crezut că cei care au votat cu candidații PNL la ultimele alegeri de orice tip ar fi, se vor încolona să meargă și să o susțină pe cea care în ultimii 10 ani a devenit un simbol, dacă vreți, al PSD-ismului. Și mai mult decât atât, amintiți-vă că doamna Firea este cea care în urmă cu 10 ani îl acuza pe președintele Klaus Iohannis că nu are copii și toate acele jigniri care ies din sfera unui discurs public civilizat. Ori aici cred că ar trebui să adăugăm încă ceva. Nu doar domnul Ciolacu nu o dorește pe doamna Firea și nici domnul Klaus Iohannis, care, după cum oamenii știu, nu are foarte multe. Deci în continuare, lumina vine dinspre Cotroceni. Da. Deci domnul Iohannis nu are foarte multe calități, dar totuși printre puținele calități ale domniei sale se află
treaba asta, că nu uită și nu iartă. Și doamna Firea, tocmai de aceea, pentru că anul acesta Iohannis are un cuvânt de zis, Gabriela Firea nu va fi candidat la primăria capitalei. Mie o problemă mi se pare însă la candidatul PNL, domnul Burduja, care... Vedem de îndată, un 8%. 8% în condițiile în care domnul Burduja ne anunța acum vreo două săptămâni că dacă el intră în cursă, îl bate și pe Nicușor, o bate și pe Firea, bate și Real Madrid într-o zi bună. Ei, cu 8% nu prea pare că poți să susții treaba asta. În funcție de ce se va întâmpla în alianța PSD-PNL, în momentul de față, Nicușor Dan este clar favorit la primăria capitalei, iar dacă va fi un candidat PSD, oricare ar fi el, va avea greutăți, dificultăți în a atrage electoratul liberal. Pentru un candidat PNL, să zicem că ar fi puțin mai ușor să atragă electoratul social-democrat, dar după cum vedem din sondajul ăsta, candidatul PNL nu a răsărit încă. Un Nicușor Dan, despre care 30% dintre intervievați au evaluat activitatea acestuia în cei 3 ani de mandat drept bună, 30%, 4% foarte bună, 29% consideră că primarul a avut o activitate proastă, respectiv 30% foarte proastă. Cu toate acestea, e acolo în pole position în această cursă pentru primăria capitalei. PSD-ul să aibă în pepinieră acolo vreun alt nume cu care să ne surprindă în această cursă, domnule Durgheu, sau va miza totuși? Înainte de a... Cum spune opinia, un lucru e CNO-ul va fi în extaz maxim, deoarece opiniile diferă diametral opus. Deci nu suntem doi invitați, nu avem aceeași opinie. Și spre deosebire de distinsul meu coleg de platou, care considera la Klaus Iohannis, bine, de acord cu el că Klaus Iohannis are foarte bune calități, foarte puține, dar printre cele puține se află și faptul că nu uită și nu iartă. Nu uită, e bine că memoria... E bine să o avem toți la noi, dar cu iertarea din punct de vedere creștin nu prea stăm bine, că nu e în regulă să nu ierți. Dar revenim la PSD. Să nu uităm că PSD-ul e de vină. Și din moment ce PSD-ul și domnul Klaus Iohannis era mereu în gură cu PSD-ul care e de vină, liderii liberali erau mereu cu PSD-ul, alți lideri liberali spuneau la alegerile trecute, ferecați ușa Partidului Național Liberal să nu intre picior de PSD-ist. Acum ce să vezi, vin într-o această alianță împotriva firii să guverneze de acum cel puțin 10 ani, pentru că da, într-adevăr, câinele de la măcelărie nu pleacă. Și atunci, din această perspectivă, eu sunt convins că atât electoratul, deci eu vorbesc de talibanii PSD și talibanii peneliști, nu sunt deloc încântați nici unii, nici alții de această alianță, această căsătorie împotriva firii. În ceea ce privește prohodul Gabriela Firea, nu m-aș grăbi să-l cânt. Chiar posta Gabriela Firea acum puțină vreme pe Facebook, răbdare, 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 și când aceasta s-a gătat din nou, răbdare. Da, am văzut și un Tudose care vedem. Era foarte supărat de declarațiile doamnei Firea, de asemenea glasul domnului Pandele. Eu sincer nu știu cine ar putea să fie foarte încântat de mandatul domnului Nicușor Dan, da, chiar nu știu. Pentru că București... Păi 3 din 10 bucureșteni spun că Nicușor Dan a făcut treabă bună. Da, mă rog. Votul meu egal cu votul tău, votul nostru egal cu votul oricărui cetățean. În schimb, ideea următoarea. Nu sunt fan PSD sau Gabriela Firea, dar observ cu deferență că atunci când Gabriela Firea era primar și se pregăteau pentru alegeri, în campania electorală, Nicușor Dan a venit și a spus: din momentul în care vin, imediat apare apa caldă. Apa caldă, căldură. Ba da, sunt declarații. Așa ba, că... Da. Te rezolvă instantan. Ba da. Se uită oamenii la noi. Nicușor Dan nu a spus niciodată. Ei, ba da, Nicușor Dan a... Nu a spus. Dragă, o să-ți dau pe WhatsApp să vezi. Nu există așa ceva, nu aveți ce să-mi dați. Bun, și dacă o să am ce să-ți dau, atunci o să fie surprize. Nu o să fie niciun fel de surprize. Întotdeauna, ba da, această declarație a fost o promisiune puțin spus de... Nu a spus niciodată Nicușor Dan așa ceva. Au fost oameni din jurul lui care au spus chestiunea asta: votăm Nicușor Dan ca să avem apă caldă. Dar nu a zis, nu au zis nici măcar ei ca a doua zi. Iar Nicușor Dan n-a făcut niciodată declarația asta. Și dacă a făcut-o... Memoria legătorului întotdeauna e scurtă. De asta este bună televiziunea, că poate reîmprospăta această memorie.
Atenție, eu nu militez pentru cineva sau pentru altcineva, ca simplu cetățean doar observ, pentru că sunt într-o derută totală și chiar nu știu la alegerile acestea pe cine să pun ștampila, la modul cel mai serios. Faptul că astăzi 34% dintre București, dacă tot trebuie să fii pe poziție. 36% cu Nicu Șordan. 36%, așa. Faptul că mai bine de o treime dintre bucureștini îl susțin în continuare pe Nicu Șordan, cred că se datorează și faptului că la primăria capitalei, în ultimii 3 ani și jumătate, cred că am văzut o anumită decență. Nu am mai văzut banul public cheltuit așa cum a fost în mandatul doamnei Firea. Când vă amintiți, erau tot felul de târguri, tot felul de mizerii, tot felul de cântări. Pur și simplu milioane și milioane de euro aruncați în fiecare an. Amintiți-vă de acele companii municipale, zeci de companii municipale unde s-au angajat. Știm, și angajările care au fost făcute în perioada aceea. Oamenii nu uită lucrurile astea. În momentul de față vedem o decență. Eu nu sunt un fan Nicu Șordan. Însă, până la urmă, oamenii au început să se obișnuiască cu acest stil de primar. Un primar care stă oarecum deoparte, nu face conferințe de presă destul de rar, nu a primit în audiență niciun cetățean. Da. Nu știu dacă a primit. Un primar să nu primească în audiență 4 ani de mandat niciun cetățean. În ultimii 3 ani, mai mult decât pe Nicu Șordan, îl știm, am văzut ce poate. Ne uităm și la celelalte nume. Am vorbit de Burduja. Piedone. Apare aici o surpriză, Piedone, pentru că a spus că n-a fost măsurat. Și un Cristian Popescu Piedone cu 10%. Aici ar fi o discuție. Spontan, nemăsurat, adică oamenilor li s-a prezentat o listă compusă din persoanele numerate minus Cristian Popescu Piedone și dacă această poveste este reală cu spontan 10% Piedone, s-ar putea să avem o mare surpriză pentru că dacă el era pe listă, alții poate nu erau spontan și ar fi spus Piedone. Dar nefiind pe listă, nu l-au nominalizat. Aici s-ar putea să fie o surpriză reală din perspectiva lui Piedone și în niciun caz, dacă el dacă va candida la primăria generală, garantat el nu va lua doar 10%. Deci corul nu are cum să fie de 10%. În condițiile în care George Râpă, Sebastian Burduja are un 8%, spui că doamna Firea nu va fi candidatul. Înțeleg că sunt discuții în această coaliție în care să găsească un candidat așa independent, nici de la PNL, nici de la PSD, adică unul independent. Care să fie acceptat de electoratul ambelor partide. În cărți PSD. Este un nume a unui milionar, om de afaceri, Dan Ostahie. Îți spune ceva acest nume? Cred că multora ne spune. Îmi spune faptul că este patronul a două mari companii românești foarte mari, da? Pe zona de retail. E un om care a construit un business, asta fără niciun fel de oială. E un om care până acum are un CV important în mediul privat. Doar că, vedeți dumneavoastră, oamenii în general au încredere. Oamenii nu știu cine este Dan Ostahie. Decât dacă îi lipești numele de brandurile pe care le-a construit el. Pentru că altfel nu poți să-l asociezi. S-ar putea ca cele 3 luni care au rămas până la alegeri să fie un timp insuficient pentru a-l construi ca și candidat. Pentru că noi am mai avut în ultimii 34 de ani, 35 de ani de democrație, am mai avut experimente de genul acesta, de a adus oameni din afara politicii care au o notorietate uriașă și care să candideze pentru funcții importante, chiar pentru primăria capitalei. A venit domnul Ilie Năstase. Eu cred că 9 din 10 români îl admiră, sau poate 10 din 10, habar n-am, îl admiră pe Ilie Năstase pentru ce a făcut pe terenul de tenis. A fost primul număr mondial și așa mai departe. Dar nu știu câți dintre români astăzi, cu siguranță că foarte puțin în 1996, când a candidat Ilie Năstase, iar în credința lui. Da, te gândești că se pot analiza sau pot filtra informațiile astea în sensul, domnule, pare un manager bun. Uite, a construit două companii. Cifră de afaceri bună, nu are pierderi. Poate gestiona manageria acest București scăpat de sub control? Nu cred că se pune problema aici. De fapt, ceea ce lipsește în administrația publică locală și în politică în general sunt acești manageri care au reușit în mediul privat. Și omul ăsta e clar unul dintre ei. Dar, repet, nu știu dacă electoral este suficient timp să îl construiești. Ok, să spunem că cele două partide care controlează majoritatea televiziunilor din
de știri din România, vor veni și îl vor promova pe repede înainte. Nu știu, vom afla foarte repede unde a făcut școala generală, ce colegi a avut. CV-ul întreg. O să-i aduc o fostă profesoară, dacă mai e în viață, să spună ce elev cu minte. Scheleții din dulap, dacă există. Scheleții, în niciun caz, că trebuie promovat. Există, da. Trebuie promovat. Dar, repet, nu știu dacă e suficient, dacă sunt suficiente aceste... Creditați cu șansă, domnule Durgheu, un manager, om de afaceri? Pe acest subiect sunt în... Da, sentimentul lui George Râpă, fără niciun fel de discuție, are dreptate cap-coadă. Da, ar fi nevoie de un bun manager și fără discuție, cred că orice om cu scaun la cap și-ar da seama că pentru administrarea Bucureștiului, un bun administrator ar putea fi, evident, un om care a construit un business. V-ar putea lua votul? Mie da. Că ați zis că nu știți cu cine să alegeți. Bineînțeles, eu cu cine votez, asta e... Rămâne întrebarea eternă până acolo, vedem, în cabina de vot. Până vedem listele finale. Dar George avea perfectă dreptate. Noi știm cine este acest domn. În schimb, dacă ești pe stradă și întrebi despre numele lui, 90% sau 95% vor ridica din numeri. Dacă pomenești numele brandurilor pe care le-a creat, toată 99% vor, sau poate chiar 100% auzi de ele. Dar ca să-l crești din punct de vedere politic, nu știu dacă 3 luni sunt suficiente, deși acum în epoca nu știu, rapidă, se compensează cu brandul ăsta, nu neapărat personal, că nu are atât de mare brand personal. În momentul în care s-ar face asocierea, atât la televiziune, că persoanele, mă rog, să nu spun mai puțin, nu ține educate, că nu vreau să jignesc pe nimeni, persoanele trecute de o anumită vârstă, care nu au acces la internet sau care nu folosesc în mod uzual internetul, se uită la televiziunile de știri. Dacă într-adevăr televiziunile de știri care doresc să promovă și care vor promova în trombă PSD, PNL, această alianță, îl vor promova pe acest domn fără discuție și cei trecuți de o anumită vârstă vor auzi de el. Cei mai tineri în mediul online se audă mult, mult, mult mai ușor și dacă se face asocierea între nume și branduri, deja doar așa notorietatea este asigurată. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, cu care dintre partidele următoare ați vota la Consiliul General? Iată, Partidul Social Democrat 34%, Alianța Dreapta Unită este la 23%, un Partid Național Liberal 16%, urmat de AUR 13%, SOS România 6%, Partidul Umanist 5%. George Râpă, dacă facem așa niște calcule matematice, în cazul în care PSD și PNL ar decide să meargă împreună, ar câștiga cu un candidat precum, iată, un om de afaceri, precum, manager milionar, da. Dan Ostache, fondatorul Altex. Păi că aici, din ce vedem, cele 50% pe care adună cele două partide, păi că o foarte mare parte a lor se vor regăsi și în spatele unui om cu astfel de caracteristici. Un om politic precum Gabriela Firea sau precum Sebastian Burduja nu a reușit să adune undeva, să se ducă spre 50%. Precum o persoană, un manager care a reușit în mediul privat, probabil că a reușit să aducă nu doar de la cele două partide, dar de ce nu v-ați vedea poate chiar o parte din electoratul AUR, votând cu ele. Evident că ar avea șanse bune să câștige primăria. Un AUR destul de harnic, aș zice eu, în această perioadă, sau nu? De ce spui, George Râpă? Care are deja un guvern din umbră. Harnic, au muncit la guvernul din umbră. Au pus acolo 24 de ministere, au pus nume pentru fiecare minister, le-au împărțit cum au putut ei mai bine, 23 de ministere, scuze, cu 4 în plus față de actualul guvern. Nu s-a pus să-l faci în 30 de minute. Deci nu cred că au fost... Au luat toți oamenii din partid? Nu, că AUR are mai mulți oameni. Ok. AUR are mai mulți oameni. Bine. Și totuși, când te uiți la numele care apar pe acest guvern... Stârnesc zâmbetul, să nu... În niciun caz invidia, dar zâmbetul cu siguranță. Cine a fost cel mai amuzant, dacă pot să spun așa? No, din punctul meu de vedere, este absolut haioasă nominalizarea de la justiție, să fim serioși. Ca să spunem... Ce era justiție? Că nu știu guvernul din AUR și poate... Niciun, mă rog, acum spune eu, doamna Brainsels este în guvern. Ramona Ioana Brainsels, ministrul justiției. Nu ministrul.
propusă în acest guvern AUR. Deci, în primul rând, cu scuzele de rigoare că nefiind consultant politic am luat prima dată cuvântul, dar din punctul meu de vedere, AUR nu va face guvern. Nu va face guvern, nu va face parte din guvern. Asta este opinia mea. Deși sunt convins că vor lua un număr foarte mare de voturi, la europarlamentare vor trece, din punctul meu de vedere, părerea mea, 20-25. Deci ei se văd guvernând fără alte alianțe, atenție! 50 ceva la sută deja... Deci înseamnă... aici suntem de acord. Nu. Ai dreptate, AUR va lua un scor bun la europarlamentare, dar nu va ajunge niciodată să formeze guvernul sau să fie parte din guvern. Nici măcar parte din guvern. Parte din guvern. Nici măcar parte din guvern. Deci asta e părerea mea. Pe de altă parte, acolo la AUR mai sunt și câteva persoane care chiar n-ai ce să comentezi, inclusiv din perspectivă intelectuală. Au aluire intelectuală, au o anumită balonjă, adică din perspectiva aceasta chiar e regulă. O echipă destul de pestriță. Hei. Acolo o văd telespectatorii noștri, evident cu prim-ministru George Simion. 23 de ministere, oameni cu declarații scandaloase, trecut pătat. Hei. Unii dintre ei au un trecut legionar, așa cum e domnul Târziu, de exemplu, care nu și-a ascuns niciodată simpatiile către această zonă extremistă. Și de altfel mai sunt acolo niște oameni al căror CV duce fie către Moscova, fie către zone din astea de extremă stângă sau extremă dreapta din România ultimilor 15-20 de ani. Nu, e ca și cum am face noi în spatele blocului o echipă de fotbal, că tot am dat mai devreme exemplu, să jucăm cu Steaua București sau ceva de genul ăsta. Cam așa pare și asta. Dar atenție, domnul avocat Durcheu, acum vă provoc. Da, colegul de breaslă, domnul avocat Piperea, ministru pentru recuperarea activelor strategice. Da, aici, din perspectiva aceasta, se presupune că are expertiză, are experiență... Nu stârnește un zâmbet. La justiție, în schimb, zâmbetul rămâne. Domnul Piperea, cred că a fost la un moment dat... Ce a fost el cu Radetul atunci? La Radet? Statul judiciar. Statul judiciar? Și cam cât a încasat? Niște sute de mii de euro? Nu știu. Că erau publice datele de asta. Nu, pe mine mă interesează expertiza fiecăruia, nu cât a încasat. Domnul Terheș, ministrul afacerilor europene. La domnul Terheș, nu, sincer, nu e regulă. Din punctul meu de vedere, că supăr pe cineva sau nu supăr, chiar nu contează, asta este opinia mea. Asta este exact opinia mea și am curajul să o exprim. Este cel mai bun europarlamentar român. Pentru că, asta e din punctul meu de vedere, pentru că nu stă să înghită tot ce ni se livrează de la Bruxelles. Uniunea Europeană este absolut în regulă, sunt pro-Uniunea Europeană, având în vedere faptul că, da, Uniunea Europeană a dus prosperitate și cât timp a fost... Între țările membre ale Uniunii n-au fost războaie, din punctul acesta de vedere, da, jos pălăria. În schimb, nu trebuie să luăm drept bun tot ce ni se livrează. Iar domnul Terheș este unul care gândește cu propriul creier și eu îl respect pentru asta. Uite, și Ilan Laufer, îl văd aici, ministrul economiei și antreprenoriatului, a mai fost în guverne. Se alătură acestei discuții și senatoarea Diana Șoșoacă. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție, doamna Șoșoacă. Câteva cuvinte despre acest guvern AUR al foștilor colegi, un guvern lucrat, nu știu cât de aplecat sau așa pe genunchi. Cum vedeți? Cum îl Poate mult prea plecat. Da, ei sunt cam în genunchi. Bună seara. Atât de aplecat încât se stă doar în genunchi. Mi este foarte clar că este o dovadă a amatorismului. Este dovada că nu sunt naționaliști și nu sunt ceea ce par a fi. Aveți, a spus acolo la justiție, păi e și colegul meu Constantin Durgheu acolo, pe care îl salut cu toată aprecierea din partea mea și a profesioniștilor din SOS România. Vreau să vă spun un lucru, nu poți să duci la justiție o persoană care nu are nicio treabă cu justiția, ci cu injustiția, pentru că știm pe ce canale vine. Dar raportat la acest guvern
așa zis din umbră, eu știam că domnul Lulea este prim-ministru oferit de către partidul AUR, mă rog, eu le zic de tinichea pentru că între timp a coclit, permiteți-mi să... Acum, okay. Iată, acum... viceprim-ministru domnul Lulea, domnul Simion. Aceștia copiază de fapt tot ceea ce se întâmplă la PSD, ei fiind copilul PSD-ului, și vă rog frumos, înseamnă că dacă domnul George Simion este pe post de prim-ministru, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, mai ales față de faptul că în viața lui n-a avut o profesie, nu știu dacă mai ocupă vreun loc pe la vreo galerie sau dacă mai există vreo galerie care să-l primească, vă rog să vă uitați la domnul Simion cu propunerea ca domnul Joană să fie candidatul la prezidențiale al partidului AUR, ceea ce înseamnă clar că este o dovadă a antinaționalismului, antisuveranismului. Domnul Joană provine din PSD, este numărul 2 din NATO, atenție, NATO. Da. Dânsul face parte din această acțiune globalistă. Dacă o să vă uitați la programul său pentru România, se numește Agenda 2030, ceea ce înseamnă că domnul George Simion a virat total către globalism. Și se vede foarte clar întâlniri la Vatican, Giorgia Meloni și așa mai departe, persoane care au militat, mai ales în perioada pandemică, pentru vaccinare obligatorie, pentru purtatul măștii și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă la AUR este foarte bine că se întâmplă, pentru că se duc pe tobogan. Oricum, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră că vor face un scor bun la europarlamentare, pentru că deja oamenii și-au dat seama că AUR-ul nu mai este ceea ce a fost sau ceea ce ar fi vrut să fie cândva. În spate sunt atâția generali de securitate. Într-adevăr, este o lume pestriță. Ați sesizat foarte bine, stimată doamnă. Este o lume pestriță. Eu nu știu cum cei 2-3 profesioniști pe care i-au își pot asocia numele cu persoane care au făcut parte din guvernele care au distrus România timp de 34 de ani sau din puteri politice care sunt total globaliste, total antiromânești și care au dus la sărăcirea întregului popor român. Eu sper că Dumnezeu nu și-a întors fața de la noi și sper din tot sufletul că nu va ajunge nici domnul Joană, exponentul globalismului. Mai măsoară acolo domnul Simion, îl mai măsoară și pe domnul Puric. Faptul că George Simion s-a pus ca în poziția de prim-ministru acreditează ideea că îl dorește pe Joană președinte. Pentru că acum altfel, am rămas în Joană. Poate fi domnul Puric. Nu se asociază domnul Puric cu așa ceva. A fost doar o încercare. Atenție! Domnul Puric este un naționalist convins. Mai mult decât atât, să știți că în perioadele preelectorale te poți juca cu foarte multe nume, astfel încât să testezi care este opinia publică și cum ar reacționa românii la o astfel de asociere. Iar să știți că Partidul AUR este, mă rog, tinicheaua, cum îmi place mie să-i spun, este partidul care în general își asociază foarte multe nume ale unor personalități, astfel încât să mai reducă din scăderea pe care o au, descreșterea aceasta pe care o au, și mai mult decât atât să testeze cam care ar fi opinia publică raportat la un anumit profil de președinte. Pentru că timpul ne precează, doamna Șoșoacă, vreau să vă întreb, v-am văzut aici în ultimul sondaj Curs la Primăria Capitalei măsurată, un 5%, candidează Diana Șoșoacă la Primăria Capitalei? Lasă Casa Poporului? Eu nu o să-mi las niciodată poporul, pentru că nici poporul nu mă va lăsa niciodată. Spre deosebire de toți ceilalți, eu am susținerea a majorității poporului român. Acolo sunt creditată cu 6%, nu cu 5%, și nu eu, ci partidul SOS. Partidul, da, 6%. SOS România. Eu am învățat în politică să nu mai cred în sondaje, sunt făcute pe genunchi, sunt raportate la cei 30% care s-au prezentat în anii anteriori
la alegeri, nu la 100%, pentru că există o majoritate de peste 65% tăcută, care nu va spune niciodată cu cine votează, dar care strigă, România strigă tare SOS la guvernare, evident, și Diana Iovanovici o șoacă. Deci eu deocamdată nu am menționat cine va fi candidatul la primăria municipiului București. Am înțeles că bucureștenii și-ar dori o justițiară ca mine. Vă dați seama, cred că s-ar coaliza absolut toți împotriva foarte, mea. Foarte bine, până atunci măsurați, să ne spuneți și nouă pe cine măsurați pentru primăria capitale, eventual. Eu măsor dorința lui Dumnezeu și atâta timp cât eu cred în Dumnezeu și voi merge cu aceeași luptă și numai pentru români și pentru poporul român și România, sunt sigură că nu... Spuneați, doamna Șoșoacă, ceva mai devreme, că nu-mi las poporul din mâini, l-ați lăsat pe prim vicepreședintele partidului, l-ați exclus, ieri seară, înțeleg, care au fost adevăratele motive? Stimată doamnă, nu eu l-am exclus, eu m-am abținut de la vot, este o decizie politică, este o decizie a unui partid politic, așa cum se întâmplă în orice partid politic atunci când este încălcat statutul, când sunt încălcate deciziile Biroului Executiv Central, Comitetului Director și Comitetului Național. A fost o sancțiune aplicată în urma deselor încălcări ale statutului, pentru că și anul trecut a fost suspendat din funcție pe o perioadă de 6 luni, dar atunci văd că presa nu a reacționat. Anul acesta, 75% din organizațiile Partidului SOS România au solicitat Comitet Național, care este organul ce înlocuiește Congresul între cele două congrese care se fac din 4 în 4 ani, și Comitetul Național al Partidului SOS România a decis excluderea din partid a domnului prim-vicepreședinte Silviu Șoșoacă. Aici nu suntem familie, doamnă. Aici suntem efectiv persoane individuale care ocupă funcții cu atribuții, cu răspundere, cu asumare. Nu îți îndeplinești răspunderea. De aceea am titrat, doamna Șoșoacă, sau cum, rămâneți cu Iovanovici sau păstrați numele? Diana și Silvestru au divorțat politic? Se va întâmpla și un alt divorț? Stimată doamnă, în ceea ce privește pe Silviu, chiar vă mulțumesc din suflet că m-ați întrebat. Este foarte bine că s-a întâmplat așa. Vreau să vă spun că eu nu mă voi duce spre zona cancanului, pe ceea ce își doresc foarte mulți dușmani ai mei. Am înțeles că sunt acuzată de foarte multe lucruri. Nu este vorba nici de un divorț politic, este vorba de decizii din punct de vedere juridic și politic. Vreau să vă spun că eu sunt susținută de întregul popor român, mă întâlnesc cu sute de mii de oameni în țară, bărbați, femei și copii, mai sărași, mai bogați, și ei mă consideră pe mine salvarea lor. Eu sunt speranța acestui popor, Partidul SOS România este speranța acestui popor și credeți-mă că cu 9 iunie, cu primul tur de alegeri, cum vor și vota românii de care vorbiți. George Râpă are o scurtă întrebare? Da, așa că aș vrea să ieșim puțin din zona asta de cancan, nici mie nu-mi place, dreptate. Nici nu am căzut în această zonă, ați văzut că m-am abținut și am mers pe politică. Dacă puteți, vă rog, cum vedeți dumneavoastră acum la 2 ani de la începutul invaziei ruse, cum vedeți dumneavoastră eroismul poporului ucrainean care se apără împotriva tancurilor lui Vladimir Putin? Cum vedeți situația? Stimate domni, eu mi-am păstrat aceeași opinie. Chiar astăzi vreau să vă spun că a apărut în toată Europa un interviu dat de mine în presa sârbă, care s-a răspândit la nivel european. O să-l postăm și noi pe rețelele de socializare, pe Partidul SOS România și pe Diana Iovanovici Șoșoacă oficial de pe Facebook. Vreau să vă spun un lucru. Ceea ce se întâmplă acolo nu este nici de cum un eroism. Domnul Volodimir Zelenski, pe care mă mândresc că suntem unica țară din lume cu o unică femeie senator care l-a dat afară din Parlament pe Volodimir Zelenski pentru a-și mai permite să înșosească. Dumneavoastră ajungeți președintele României. Acționați ca Zelenski și vă apărați țara sau îi predați țara lui Putin? Dumneavoastră ca președinte al României, ce ați face?
Eu, ca președinte al României, vă spun că niciodată nu aș fi băgat țara în război, pentru că nu se poate ca un președinte să omoare oamenii pentru interesele unei puteri. Păi Putin îi omoară, doamnă. Doamna Șușacă, rușii și Putin omoară oameni. Dacă noi suntem atacați mâine de ruși, așa cum s-a întâmplat de vreo 12 ani în istorie, că vedeți, rușii au obiceiul ăsta de a ataca alte popoare. Dacă rușii ne atacă mâine, fără ca noi să le facem nimic, și dumneavoastră sunteți președintele României, prin absurd, că nu o să fiți, ce o să faceți? Eu o să fiu. Spre absurd, nici dumneavoastră nu sunteți consultant politic, un consultant politic ar fi vorbit altfel. Cred că vă este foarte... Cred că a avut un limbaj absolut decent, domnul George Râpă, doamna Șoșoacă, nu știu ce îi reproșați. V-a întrebat în acest scenariu în care ați ajunge președinte, cum ați reacționat? Stimate doamnă, eu am ținut locul președintelui României timp de vreo 3 ani și jumătate de când sunt în politica românească și datorită intervențiilor mele, domnul George Râpă nu s-a dus în Ucraina să lupte pentru o cauză care nu-i aparține. Niciodată Rusia nu ne-ar duceam, doamnă, ataca. În niciun caz vă duceam să lupt când am făcut armata, dar ceea ce mă surprinde pe mine e că v-a spus dumneavoastră să luptați de partea tancurilor lui Putin. Dacă tot ne luăm la mișto, să știți că pot să continui și eu cu treburile astea. Cred că în continuare am putea avea un dialog civilizat, doamna Șoșoacă. Intervenția a fost punctuală despre guvernul din umbră AUR, despre sondaj, cifrele obținute, respectiv dacă se va întâmpla și mai mult decât un divorț politic, această excludere a prim-vicepreședintelui partidului. Mulțumesc tare mult, doamne Șoșoacă, trebuie să luăm și pauza publicitară, domnule Durgheu. Vreau să-i pun o întrebare asta pentru a desfășura și o întrebare. Ne pregătim de pauză deja. Okay, care chiar era interesantă, dar mă rog, dacă ne pregătim. Întrebarea mea era ce ar prefera doamna senator Diana Șoșoacă, să Parlamentul European sau Parlamentul României, știut fiind faptul că își dorește să facă lucruri și colo și colo. Bun, spre ce ar tinde. Ne va răspunde în vreo postare sau chiar cu un mesaj. Mulțumesc tare mult, scurtă pauză, ne reîntoarcem. Rămânem în zona externă de această dată. A adus oarecum bine discuția George Râpă către ceea ce se întâmplă în Ucraina și ceea ce face Rusia. Continuă special B1 TV, mergem un pic în plan extern, a deschis oarecum discuția George Râpă, consultant politic în continuare alături de noi în platou, avocatul Constantin Durgheu de asemenea și printr-o legătură video se alătură analistul de politică externă Dorin Popescu. Bună seara, vă mulțumesc tare mult! Să vă mulțumesc, bună seara. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Ne uităm în continuare asupra ceea ce se întâmplă în Ucraina. Sunt deja 732 de zile de război. Un Zelenski care insistă și spune că Putin trebuie să piardă totul. Ne uităm la ceea ce face Putin cu trupul dizidentului Navalny. Familia așteaptă, nu știe ce să facă, dacă va putea să facă o mormântare publică, dacă îi se va permite. Înțeleg că au fost foarte multe presiuni să nu existe o astfel de mormântare și ne uităm cu ceva mai mare aplicare și asupra ceea ce se întâmplă în Transnistria și ce ascunde de fapt, domnule Dorin Popescu, ideea unui referendum privind aderarea la Federația Rusă. Ucraina. O parte din obiectivele Federației Ruse sunt realizate. Există un proiect hegemonic mult mai amplu și Federația Rusă va desfășura ample eforturi la atingerea obiectivelor parțial sau integral. Ne putem aștepta în următoarele luni la continuarea inițiativei tactice rusești pe câmpul de luptă din sudul și estul Ucrainei, cu înaintări teritoriale lente și modeste. Occidentul încearcă să își reînnoiască angajamentul de solidaritate cu muniții și armamente, angajament de solidaritate exprimat în plan militar, politic, geopolitic, etc. Federația Rusă, Navalny, Putin, un spectacol grotesc. Un spectacol grotesc care realmente nu îi trebuie nici lui Vladimir, mai ales că acesta și-a securizat pe miliția sa electorală un scor pe care eu îl estimez la 78-82%, un scor care va fi enunțat și anunțat de către Comisia Electorală. Avem totuși, cred că, o legătură instabilă de internet.
dacă putem restabili sau măcar o intervenție telefonică, rog regia. Mă întorc la ceea ce vorbea ceva mai devreme, planurile Ucraina-Federația Rusă. Văd însă, George Râpă, promisiuni de susținere pentru Ucraina din partea G7. Premierul Marii Britanii vine cu noi solicitări de confiscare a activelor rusești înghețate, noi sancțiuni. Un Zelenski care de asemenea ne anunță pentru prima dată, cred, cât soldați ucrainieni au fost uciși în acest război de aproape 2 ani de zile. 2 ani, tocmai s-au împlinit. Da, 24, corect. Da. Cred că marele eșec în acești 2 ani este al țărilor din Uniunea Europeană. 80% din ceea ce înseamnă forța NATO este dată de către țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene, și în special de Statele Unite și Marea Britanie. Este descurajator pentru noi să vedem faptul că în ultimii 2 ani economia europeană din țările europene puternice, precum Germania și Franța, dar și Italia, Spania, dacă vreți, nu au reușit să își construiască o industrie de război care să fie capabilă să livreze unei singure țări, Ucraina, suficient armament și suficientă muniție necesară pentru a respinge asaltul rușilor. În continuare, ne uităm către Statele Unite și așteptăm ca de acolo să vină absolut toată susținerea pentru Ucraina, sau în fine cea mai mare parte a ceea ce numim armament și muniție. E bine măcar de un singur lucru, faptul că în Uniunea Europeană se vorbește despre faptul că s-ar putea să se întoarcă Donald Trump, nu știm dacă se va întoarce sau nu, adică președintele care acum 6-7 ani le spunea europenilor: măi băieți, investiți și voi în apărarea voastră. Nu se poate să, ca de fiecare dată când este o situație de securitate în Europa, cum a fost războiul din fosta Iugoslavie, cum este acum în Ucraina, să așteptați de fiecare dată să venim noi americani și să vă salvăm. Aveți o economie, voi un european, aveți o economie comparabilă cu cea a Statelor Unite. Investiți în armată. Ori, iată că după 2 ani noi nu reușim să facem asta. Aici mi se pare marele eșec. Și dacă vreți să ajungem la România, un eșec mi se pare și faptul că industria românească, care în urmă cu 2 ani deja producea componente de drone pentru niște drone izraeliene chiar, la Bacău, la Craiova, cred că și la Brașov. Iată că nici noi nu am reușit, vin nemții de la Rheinmetall, dar nici noi nu am reușit să aducem aici investiții serioase din Occident. Mă întorc rapid la domnul Dorin Popescu, la spectacolul grotesc din Rusia și cazul Navalnyi. Vă rog, domnule Popescu, pentru a atinge în final și cazuistica Transnistriei. Recolul grătescu miză mai lungă. În România, analizele se focalizează pe așa numitul interes electoral la alegerile din 15-17 martie, nici vorbă. Putin nu are un interes manifest legat de aceste alegeri, întrucât, în evaluarea mea, miliția electorală a stabilit deja scorul cu care va fi anunțată victoria lui, undeva între 78 și 82%. Deci vorbim de o forță, o mascaradă electorală. Transnistria. Am fost recent în Republica Moldova, la Chișinău. Am participat la conferința internațională dedicată comemorării împlinirea 2 ani de zile de la invazia pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei, și am avut o serie de discuții cu analize acolo. Discuții din care rezultă fără echivoc că nu putem subscrie scenariului pe care îl evocă unii analiști cu privire la Transnistria. În primul rând, un referendum cu privire la alipirea la Federația Rusă s-a desfășurat deja în 2017. Pe 28 februarie va da loc pe un nou congres al așa numiților deputați de toate nivelurile din Transnistria, un congres care are loc în condițiile unor condiții de război economic, cum numesc autoritățile de la Tiraspol, introducerea unei noi taxe vamale suplimentare pentru operatorii economici din Transnistria. Estimez că pe 28 februarie, într-adevăr, acest congres ar putea să evoce din nou referendumul, să enunțe o relație specială cu Rusia, să ceară din nou alipirea, maximum să ceară din nou alipirea, să
sau să facă trimitere la rezultatele referendumului din 2017, să inclusiv să trimită autorităților Federației Ruse. Dar toate aceste lucruri vor fi operate într-un registru care va funcționa ca un avertisment sever politic către Chișinău. Nu este un scenariu rusesc. Aceasta este evaluarea mea. Deci nu este un scenariu rusesc pe baza căruia Vladimir Vladimirovici să solicite adunării federale din Parlamentul Rus pe 29 februarie, o zi mai târziu, acceptarea solicitării autorităților de la Tiraspol. De ce? Federația Rusă nu este sub nicio formă pregătită cu instrumentele politice și militare pentru a opera, pentru a pune în practică o eventuală alipire a raionului Transnistria de necontrolate de autoritățile de la Chișinău la Federația Rusă. Deci nu este sub nicio formă. Nu poate realiza nici cu un instrument militar al desantului aerian și nici o joncțiune teritorială cu prin sudul Ucrainei, cu Transnistria. Ne aflăm departe, la ani distanță de un astfel de o astfel de posibilitate. Mulțumesc tare mult, Dorin Popescu, pentru această intervenție. Merg la domnul avocat Durgheu. Așadar, această anexare a Transnistriei de către Rusia, mai mult mit decât un risc real? Nu știu dacă mai mult mit decât un risc real. Este cert. Putin dorește să anexeze Transnistria. Acolo există un imens depozit de arme, de armament, cel mai mare din Europa de Est. Foarte corect observa George Răpă în pauză când discutam. Acest depozit este, mă rog, populat. În acest depozit sunt depuse arme foarte, foarte, foarte vechi, dar e un depozit imens. Pe de altă parte, din punct de vedere strategic, pentru Rusia este foarte bine să ajungă la 100 de kilometri, când mă înșel, de granițele NATO. E poate fi un obiectiv. Putin este reales la nu știu câtelea congres, fără doar și poate deja tot zarurile sunt aruncate și scorul probabil este chiar și mai mare de 82%. E clar că nu vorbim de alegeri libere acolo, dar nu despre asta este vorba. Important e să ne păstrăm calmul și să nu cădem victima unor provocări, să ne băgăm singuri în seamă fără să fie cazul, că lucrurile pot escalada. Mulțumesc tare mult, Constantin Durgheu, George Râpă, pentru prezența la Special B1 TV. Scurtă pauză, ne întoarcem cu partea a doua a emisiunii. Vă aștept, dar la ora 19. We'll be right back.